Salutare, dragii mei! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. M-ați întrebat unii dintre dumneavoastră ce rost are să am atâtea panouri dacă invertorul meu nu poate să bage decât 3 kW. Și eu am panouri de 6 kW. Care este diferența? Păi diferența vă spun imediat. Una la mână. De la prima oră am deja 3 kW injectare, ceea ce pe un string nu aveai. Aveai foarte puțin, pentru că punctul maxim era atins undeva la 10 și până la ora 10 aveai producție puțină. 2 la mână, când este nor sau vreme mai urâtă, am și atunci producție, ceea ce un string nu putea să facă față și aveam foarte puțină injectare. 3 la mână, de la 10-11 kW pe zi, am sărit la 30 de kW pe zi. De aici calculați și dumneavoastră și vedeți care este diferența și de ce am pus eu două stringuri de panouri și dacă am făcut bine. Vă salut cu respect!